Rectorul Universității Ștefan cel Mare, profesor universitar dr. inginer Valentin Popa, a prezentat bilanțul primului său mandat în fruntea comunității academice sucevene. El s-a referit la principalele obiective realizate, dar a menționat și o serie de neîmpliniri. Totodată au fost trasate și o serie de ținte pentru al doilea mandat adjudecat recent. Rectorul Popa a subliniat că stabilizarea financiară și refacerea imaginii universității după clasificarea nedreaptă impusă de fostul ministru al educației Daniel Funeriu, care a trimis Universitatea Suceveană în categoria universităților centrate doar pe educație, au fost principalele deziderate la preluarea mandatului în anul 2012. Efortul a presupus măsuri drastice urmărindu-se creșterea veniturilor și reducerea cheltuielilor. În acest sens, în intervalul 2012-2013 s-a decis reducerea numărului de programe de studiu, scăderea tarifului pentru plata cu ora, eliminarea gradațiilor de merit începând cu 1 ianuarie 2013 pentru întregul personal nedidactic, încetarea pentru toți angajații de pe 1 decembrie 2012 a acordării tichetelor de masă, creșterea taxelor de studii, amânarea scoaterii la concurs a gradațiilor de merit. Eu sunt mulțumit că toți colegii, aproape toți colegii, au înțeles necesitatea unor eforturi de acest gen și a diminuării unei anumite părți a veniturilor lor, au înțeles necesitatea acestor măsuri pentru echilibrarea financiară și iată, în final, mi-au mai acordat încredere pentru 4 ani, deși o astfel de măsuri atât de drastice te-ar putea conduce și la alt fel de concluzii. Rectorul Valentin Popa nu a evitat să nominalizeze și câteva neîmpliniri pe care, într-o bună măsură, le-a reportat ca obiective pentru al doilea mandat. Cred că se putea face mai mult. Sunt nemulțumit că nu avem suficient de multe programe care funcționează în limbi străine. Sunt nemulțumit că nu avem suficiente companii spin-off sau start-up în care universitatea noastră să facă parte. De-abia am înființat una. Am aprobat în Senat participarea într-una. Avem doar un singur program în limbă străină, un master la Facultatea de Științe Economice și un al doilea în dublă diplomă de traductologie la Facultatea de Elită. Se poate mai mult. E adevărat că ne vom orienta, după cum spuneam, nu neapărat în a face studii în limbi străine pentru programele noastre de studiu, deoarece, statistic văzând, în România, studenții străini vin pe domenii pe care universitatea noastră nu prea le are, cum ar fi medicina. Și de asemenea, suntem extrem de preocupați în viitor pentru a asigura un suport logistic și financiar pentru transferul către industrie, către economie, a acestor brevete de invenții pentru care ocupăm locul întâi. Ne propunem să ajungem pe locul întâi și la transferul acestora către economie și industrie. Sigur, este un obiectiv de mandat greu de îndeplinit și care nu depinde numai de noi, dar trebuie să găsim cât mai multe modalități și soluții și lucrăm chiar și în aceste luni la astfel de proiecte de transfer tehnologic. Dintre cele mai semnificative reușite, rectorul Valentin Popa a menționat creșterea numărului de locuri bugetate alocate în anul 2015, ajungându-se la cel mai mare număr din istoria instituției, funcționarea unui domeniu nou de doctorat, ingineria produselor alimentare, înființarea lectoratului de la Universitatea din Cernăuți. Atragerea de fonduri pentru investiții a fost, de asemenea, o preocupare permanentă. Fondurile au crescut constant de la aproximativ 2,4 milioane lei în anul 2012 la 4 milioane lei în anul 2015, însă la mare diferență de sumele alocate în urmă cu aproape 10 ani, când universității îi erau direcționați chiar și 20 milioane lei. Totodată, în ultimii 4 ani, infrastructura de cercetare a instituției s-a dezvoltat semnificativ, cu 15 laboratoare de cercetare noi sau modernizate, iar în perioada 2012-2015 au fost obținute de 2 ori mai multe citări ISI decât în întreaga perioadă 2000-2011.